Sigur că întotdeauna este loc de mai bine și domnul Bozeșan întotdeauna nu mă surprinde cu întrebările. Sunt întrebări interesante și îmi place să-i răspund. Cred că Ați răspuns la toate. v-am răspuns într-o oarecare măsură. Vreau să ne oprim puțin la băile Figa, tot ați adus discuția și vreau oricum să discutăm. Din câte știu, trebuiau să fie terminate mai repede. De ce s-a amânat inaugurarea băilor Figa pentru toamnă aproape? Și exact acum, în ce stadiu sunt lucrările? Ați fost acolo? Cum vor fi băile Figa până la urmă? Toată lumea așteaptă, eu cel puțin și prietenii mei știu, așteaptă deschiderea lor. Eu vreau să vă spun că nu fac reclamă gratuit. Va fi ceva extraordinar, cel puțin pentru nivelul Bistriței și a Becleanului, de ce nu? Sigur, nu o să ne adresăm noi la clasa de sus care își dorește, nu știu, Palma de Mallorca sau Turcia sau Spania sau alte locații. Noi o să ne adresăm la cetățenii modești care n-au o posibilitate efectivă să-și facă un weekend, dar garantez eu că mă implic să fie curat, să fie tot ceea ce înseamnă, atât pe timp de iarnă cât de pe timp de vară, că se pot folosi în ambele situații. Va fi un loc cu saună, cu piscină, cu loc public, o capacitate de cel puțin 1000 de persoane. Vom pune la dispoziție să avem o mică alimentație publică acolo, să deservească tot ceea ce înseamnă o cafea, la niște prețuri modeste, în sensul Aici că vreau să vă vom întreb. administra noi. Vor fi niște prețuri de intrare mari Nu, 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 sau... nu. Va fi un preț, prețuri modeste. V-am zis să ne adresăm la pătura de mijloc, să zicem. Nu neapărat la cei Adică dacă mai. un grup de tineri vrea să meargă la băile Sigur, Figa să-și chiar permită o să ne gândim și să-și... pe grupuri, să avem o reducere. Deci nu o să facem noi din asta o afacere sau o să facem profituri imense în care totuși suntem instituție publică care nu neapărat subvenționăm această activitate, că investim în această activitate, dar să fie cât de cât o activitate normală, în sensul ăsta a cuvântului. Vor fi terenuri sintetice acolo, va fi băi sărate, vor putea să se Iată multe. cunămol oamenii și au niște calități extraordinare. Bătrânii și oamenii care vin acolo declară, eu n-am fost încă să, nu am Dar încă veți merge cu reumatism, siguranță? dar voi fi prezent, vă dați seama, Fără boală, să chiar zicem. îmi convine să ies și eu cu familia la un sfârșit de săptămână sau chiar 2-3 ore. E foarte aproape, mergi 2-3 ore, te simți bine, faci o baie, faci un duș, vor fi foarte multe dușuri, foarte multe vestiare. Deci vor fi chestiunea de utilități și de facilități. Eu cred că voi reuși să-l aduc la nivel. Nu neapărat în prima fază. În prima fază vom respecta ceea ce include proiectul. În a doua fază, noi putem veni cu îmbunătățiri. An de an, putem să aducem mici îmbunătățiri. Vedem că prinde foarte bine un jacuzzi, de exemplu, pentru tineret. O să punem un jacuzzi sau o Saune să mai sau nu o punem. să fie? O să fie saune din start. Da. Deci nici nu accept ideea să nu fie De o toate felurile, dacă facilitate am fost la un și de spa. fitness, deci Da. să fie și ceva fitness, Iată. să fie saună, să fie și Deci poate spre genul unui spa. un asistent acolo să facă un masaj sau o asistentă, de ce nu? Deci trebuie să fie tot ceea ce poate să facă un om. Și Pentru o demarăm relaxare bună o și. relaxare, deci normală, deci nu ceva la nivelul, sigur, a stațiunilor de 5 stele, dar undeva la 3 stele vreau să ridicăm această stațiune. Și va fi și întreținerea care o să avem, o să ne străduim să întreținem zona. Și o zonă superbă, deci toată lumea care a venit în acea depresiune, efectiv înconjurată numai de deal și de pădure, e o zonă superbă în această caniculă și căldură efectivă, să găsești O un oază. locșor, o oază de răcoare, eu Da. cred că vor veni foarte mulți oameni. Nu neapărat din Bistrița, eu cred că și din Bistrița. Trebuie să ținem cont de o chestiune care mulți nu-și dau seama ce înseamnă totuși zona Beclean. Becleanul, sigur, 15.000 de locuitori, să zicem așa, cu tot ceea ce înseamnă pe lângă. Dar există un bazin puternic acolo. Avem 80.000 de locuitori. O parte a județului îi adiacent orașului Beclean. Se intersectează și Câmpia, și Valea Chiochișului, Valea Târlișuiei, Valea Ciceu Giurgești, Nimigea, chiar și încoace spre Șentereag. Deci suntem totuși un pol de
un centru în care eu cred că vom fi o ofertă bună pentru oamenii modești care n-au unde să vină acum străini, din Spania, din Italia, unde să meargă, la Sovata, nici nu știe cum îi, poate nu știe ungurește bine, sau cum merg unii la Târgu Mureș aici, la intrare. Da. Va așa fi ceva e, mai, mult mai bine ca la Târgu Mureș. E adevărat, sunt mulți tineri care vin din străinătate și se duc alții la, merg la Pride. Așa. Sigur, nu ne putem compara noi cu Pride-ul, vorbesc de minele respective, de, dar acel bazin și va fi mult mai bine amenajat la nivelul anilor 2009-2010, ca și bazin exterior și bazin, și piscina interioară. Și... Deci, eu cred că, dar nu vreau să-i fac reclamă înainte, plus va fi și o chestiune mai atipică, vom pune la dispoziție cel puțin pe două schimburi, o trăsură în două schimburi să facă cu un preț modic, o să facem o trăsură, închiriere. Trăsură, o trăsură medievală? Cu cai, nu, medievală, cu cai de la Herghelie, avem Herghelie acolo, Herghelie va face de la Beclean din centru până în Băi, drumul respectiv și un tractoraș bine ornamentat. Păi de ce nu? Trebuie să fim inventivi la chestiunile astea. Să placă copiilor, să placă părinților. Și să atragă lumea, să vă garantez că acolo unde m-am implicat, a ieșit lucrurile bine. Că nu mi-ați răspuns de ce au fost amânate, mă rog, data inaugurării. Nu trebuia, știu, dumneavoastră ați spus că trebuia în au fost în amânate, iulie. Nu, trebuia în 15 de iulie, deci ieri. Și așa, ieri trebuia să fim la Băi de Figă. Alaltieri, cred că să suntem pe 17. Problema s-a pus, speculat ideea, în sensul bun al cuvântului, că am avut sit arheologic și ne-a, ca timp, am amânat. Deci avem și un sit arheologic și pentru a face descărcare arheologică a zonei, am blocat noi, teoretic le-am blocat, că practic constructorul nu a început lucrările, să fim sinceri. Dar am speculat această idee și ne-am permis să amânăm 3 luni de zile această, efectiv, legal. Am amânat-o prin minister, prin tot ceea ce înseamnă legal, am amânat-o pentru existența sitului. Și faptul că a trebuit să amânăm pentru a descărca zona. Dar vreau să vă spun că și din punct de vedere a autorității publice locale este binevenită această amânare. Și vreau să vă spun de ce. Eu sunt obligat, nu eu ca persoană, instituția, să punem acolo la dispoziție 4 chestiuni foarte importante și foarte costisitoare. Costisitoare că eu trebuie să duc canalizarea la 5 km. Canalizare în stațiune, 5 km de canalizare. Știți cât mă costă 8 km jumate de canalizare, avem acum în derulare investiția prin CNI? 70 de miliarde. 70 de miliarde bani vechi. De 70 de miliarde. Știți că, virgulă, Consiliul Județean nici măcar nu știe unde e pe hartă Becleanul, dar e treaba dânsului și nici nu vrea să se implice în acest proiect, dar iarăși e treaba Consiliului Județean și ar fi trebuit să fie partener, să fie alături. Cum introduc eu cei 5 km? Credeți că am cei 50 de miliarde, dacă am face printr-o regulă de 3 simple, câți bani mi-ar trebui pentru cei 5 km, dar o să o fac analizarea. O să o fac în regie proprie, o să o fac cu oameni din subordinea primăriei, din instituție. O să îmi iau o asistență de specialitate și în rest o să o fac. Nu eu ca și primarul din Maieru, să iau eu efectiv sapa și să sap acolo canalizarea, dar o să-mi achiziționez un excavator și o să pun un om din primărie și care o să escaveze și o să cumpăr tuburile la prima mână de aici, de la o fabrică din Bistrița și o să facem câteva chestiuni care o să facem cei 5 km de canalizare. Dacă ar fi numai cei 5 km de asfaltare, de canalizare. Dar mai sunt 5 km de apă. Apa e în oraș, deci la marginea orașului, până în Băi trebuie să o ducem acolo, cu o stație de pompare. Deci nu e chiar așa simplu să ți-au dus fondul fare, îți face investiția, care e total investiția, e 4 milioane de euro. Dar trebuie să vii și tu cu contribuție. În criza asta, dar o să vedeți primarul de la Beclean că găsește soluții. Ați enervat cumva pe Consiliul Județean? Nu și m-am enervat, am făcut sublinierea și nu mi se pare corect, un oraș ca Becleanu sau un municipiu ca Bistrița sau un oraș ca Năsău sau un oraș ca Sângeorgiu, hai să zicem să nu fie orașele, să le tratezi discreționar și să nu te gândești că în băile respective nu o să fac